Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. E o voce foarte, foarte caldă. Este vocea mea originală pe care o aveam tot timpul. Cum este Sonia, că tu cunoști mai bine? Chiar superb în toate punctele de vedere. Da, că e foarte finuț. Am văzut de când s-a așezat pe canapea și cum vorbește. Tot foarte... ce face și cum cântă și cum se comportă. Toate lucrurile astea fac foarte feminină și un suflet foarte pur și foarte bun. Și îți doreai de mică să fii cântăreață? Da, tot timpul am avut... Adică simțeam că eu trebuie să cânt și... Să fii pe scenă. Place foarte mult muzica, da. Baby, sârții dubre, da vii admite, aș dișniste, za cocoasne, muia bulimte, obiceam tebe, anira mi se. Cânt muzică balcanică, cred că am și sânge din Arabia, cred că am și sânge din Turcia, cred că am și ceva din România, 100%. Mi corazon se convertió en una bomba de amor. Îmi doresc foarte tare să particip la Eurovision, pentru că eu cred că poate fie rampa mea de lansare, să zic așa. Eu tot timpul am visat mare. În engleză se spune dream big. În momentul în care tu faci și te aude cei de afară, afară poate fie mult mai acceptat. La vida se me está acabando, imaginando. Este mult mai multe șanse. Tot timpul mi-am dorit să nu mă proptez de ceva care mă împiedică. Nimic în viața asta nu trebuie să te oprească de visurile pe care le ai. Până să mă apuc de muzică, am lucrat în Austria, ca și barmaniță, într-un desta de bowling. Am terminat și școala de hotelărie. Adică eu aș putea în acest moment să mă angajez să fiu manager de restaurant, de hotel, să fiu recepționistă, să fiu în bucătărie, ajutor de bucătar, absolut orice. Îmi doresc foarte tare în această seară să primesc cuțitul. De aceea sunt aici. Și dacă mi l-ar da și Scărlătescu, ar fi și mai minunat. Pentru mine Scărlătescu era așa un fel de model, să zic așa. Însă, mi este foarte drag de toți, pentru că sunt oameni speciali. Mi se pare că arată foarte frumos, adică chiar rezultatul final mă face într-un fel fericită. Pentru cei trei șefi, îi pup și sper să vă placă musacaua mea. Doamne ajut! Hai să vedem! Hai, miroase! Mamă, asta-i bucărică, bă! Opa! Da, mirosea amurături, că eram cu nastul. Doamne, castraveți murate! Un fel de sufle, o budincă, o ceva, de-aș... o... Stai, mă, tată, că e ceva gratinat. Voi și fiate că e fierbinte! Opa! Ce, mă? Un fel de musaca... Da, este musaca... Pare musaca, dar nu are sos de roșii. Poate să mai face și așa, cine știe, prin alte zone... Eu n-am văzut. Da, acasă gătește așa... Gătește, da? Cum să nu, da? Da? Seara, de obicei, să apucă și face câte ceva de mâncare, gătește. Cartofi, ceapă, mărar. Sper că este bine. De cât timp să vei împreună? Aproximativ de 3 luni de zile. De 3 luni? Da. Am fost vecini și am reușit să ne cunoaștem așa, într-o mamă, întâmplare. După cum e gătită, mamă, 50 ceva de ani, copiii deja au plecat de mult acasă. Și acum e casnică, gătește pentru soț, atât. Doamnele, să fie bine. Măcar să primesc cuțitul, nu contează. Și cred că la viața ei a fost croitoras. Croitoras. Eu zic că este grec. Bărbat, bucătar. Asta e musaca din Delta, că n-au roșii. Că pun toate roșiile la ciorba de pește. Hai să vedem care are dreptate, zic. Ha. Votăm? Hai. Nu că te-l primesc, dar mă rog. Chiar are gust. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Uite, băi, că vine exact în Delta. Numele meu este Sonia Ferrari. Sunt cântăreață. Ok. Și sunt din București. Am 26 de ani. Și ce cântați la 26 de ani? Cânt muzică, să zic așa, stil balcanic, okay. Între stilul turcesc, arabesc, bulgăresc și românesc. Foarte tare. De când?
Când, normal, de când mă știu, mi-a plăcut muzica. Numai că acum de un an și ceva de zile am început să cânt cu adevărat. Însă ceea ce voi nu știu dacă știți sau dacă v-ați dat seama, eu înainte, adică sunt de fapt și acum transexual. Și... Am bănuit noi ceva, dar... Am înțeles. Cum s-a întâmplat cu chestia asta, cu transformarea și de ce? Mi-am dat seama încă din adolescență că am această latură feminină. Umblam chiar și în lucrurile mamei, îmi plăcea foarte mult să machiez pe cineva. Mă rog, pe mine nu mă macheam pentru că vin dintr-o familie puțin mai strictă, să zic așa. Aceste instincte s-au dezvoltat rând pe rând. Am început să mă pensez, mi-a lăsat părul să crească și am început să mă vopsesc. După care am început să-mi pun acid hialuronic în buze, după care mi-am pus sânii și după care am făcut operația de schimbare de sex. Adică transformată total. Dar înainte să încep transformarea asta, da? Ai avut o discuție cu familia, ai vorbit cu ei, adică... M-am aflat după ce mi-am pus sânii și a fost pentru ea, într-un fel, și dorea și nu dorea, dar până la urmă mama mă iubește foarte mult și a acceptat și mulțumesc pe această cale. Pentru mine și pentru tatăl meu este un subiect pe care îl acceptăm așa cum este și nu dezvoltăm atât de tare pentru că fapta în sine s-a întâmplat. Transformarea, să zic așa, în sine este foarte șocantă, adică o poză cu mine, cum arătam ca și băiat și cum arăt acum, adică să zic așa, ca și băiat arătam foarte, foarte, chiar dacă sunt slabă și așa, macho, să zic, cu barbă, cu gen așa și la costum, la cravată și acum, să zic așa, mi-am schimbat stilul total. Îmi doream foarte mult să am o viață mai calitativă pentru mine. Consider că trebuie să evoluăm și să privim spre o lume mai liberă și mai bună. Cum te chema înainte? Nu știu cum înainte să mă chema Marcel. Înainte Marcel. Era Marcel, da. Dar lumea acum îmi spune Sonia. Sonia, înțeleg, dar de ce Ferrari? Am ales Ferrari pentru că am scos o melodie și am mers la studio și mie îmi spunea doar Sonia. Și mi-a zis ce punem la prenume. Și i-a zis Sonia, nu vreau doar Sonia, însă Ferrari pentru că este culoarea roșie, culoarea iubirii. A, deci practic este un nume de scenă. Da, este un nume de scenă Ferrari, ok, sigur. Ok. Sonia. Da. Cum a fost după transformare, când din bărbat ai devenit femeie? Cum a fost să te trezești în alt corp? Înainte de a face operația de schimbare de sex, am luat tratament hormonal, după care a urmat procedura, însă nu în România, ci în Thailanda. După operație, a fost, să zic așa, sperietor. La toaletă a fost cel mai ciudat. Bănuiesc, da. Pentru că a mers și în momentul în care eu eram foarte obișnuit atunci, în trecut, să am ceea ce orice bărbat are... Adică să faci în picioare. Exact. Dar nu mai era cazul și am sesizat că trebuie să mă pun jos și să fiu mai elegantă. Sonia, câți ani ai fost bărbat? Am fost bărbat până la 22 de ani, să zic. Nu ți-e dor de Marcel? Da, mă gândesc la chestiile astea câteodată, bine așa să zic, când mai văd poze, dar sinceră să fiu, am început gen să uit asta cam în totalitate, pentru că vreau să fiu ceea ce mi-am dorit din tot timpul. Sunt o persoană puțin mai liniștită și la mine se bazează totul pe nebunii, nu. Vreau să cred că și noi transexualii, că chiar și eu, putem să vedem viața frumoasă, să avem respect și să ne respectăm în primul rând pe noi. Părinții tăi o cunosc pe Sonia? Da, au văzut-o. Da. Momentan suntem tatonări cu acceptatul. Pele, sunt mai bătrâni, sunt altfel. Da, dacă te văd pe tine că ești fericit și că... Clar că asta. Și să vadă caracterul ei, să-i dea seama de caracterul ei. Asta e cel mai important. Eu de-aia am luat decizia asta și am trecut peste toate prejudecățile. Da, ajuns să o cunosc pe ea și să am relația asta. E o decizie pe care cu care trebuie să trăiești toată viața, indiferent. Da, sigur. Am fost la psihologi, psihiatri și au ajuns la decizia că eu, de fapt, sunt un suflet de femeie într-un corp de bărbat. Ok. Felicitări pentru curaj. Vă mulțumesc frumos. Și cu gătitul? Am stat în Canada câțiva anișori. Acolo am fost căsătorită, eu înainte fiind băiat, cu un băiat. Și având în vedere că am fost mai departe puțin de familie, am început să gătesc.
Și apropo de, am auzit că ați zis de suc de roșii sau ceva, cred că am făcut o greșeală, dar asta este, adică sigur am făcut o greșeală. Greșeala a fost la ouă cu brânză și la pastărnac. Sosul de roșii, da, și eu n-am mâncat niciodată musaca fără sos de roșii, dar